Anul 2016 aduce noutăți și în ceea ce privește impozitele și taxele locale. Noul cod fiscal schimbă și regula impozitării suprafeței apartamentelor. Cu alte cuvinte, pe lângă impozitul care se plătea anual în mod obișnuit, va fi impozitat și terenul situat sub clădirea din care face parte apartamentul respectiv. Impozitul se va împărți la numărul de apartamente din bloc, acesta variind în funcție de numărul de apartamente și de suprafața clădirii. În medie, impozitul pe locuință se va majora cu aproximativ 20%. Prin codul fiscal adoptat anul trecut, sunt introduse o serie de taxe și impozite noi. Acestea au fost popularizate. Evident, va fi și o creștere a sumelor pe care cetățenii vor trebui să le achite pentru anul în curs. Cu titlul de exemplu, pentru impozitul pe apartamente, codul fiscal nou introduce și un impozit pentru cota comună pentru suprafața aferentă fiecărui apartament. 11 ianuarie este prima zi în care bunii platnici pot începe să cotizeze la fondul impozitelor aferente anului 2016. Desigur, cetățenii model care vor plăti impozitele până la data de 31 martie vor beneficia și de reducerea de 10%. De astăzi și până pe 11 ianuarie, la Direcția de Taxe și Impozite Locale puteți achita doar amenzile și taxele judiciare. Vă informăm că începând din data de 4 ianuarie se pot achita amenzile și taxele pentru taxe judiciare la Direcția de Taxe și Impozite a Primăriei Municipiului Roman, iar începând cu data de 11 ianuarie 2016 vor putea fi achitate taxele și impozitele locale aferente anului 2016. Reamintim telespectatorilor dumneavoastră că dacă vor achita taxele și impozitele locale până la data de 31 martie, vor avea și o reducere a acestora de 10%. Modificări au fost aduse și atunci când vine vorba de plata impozitelor pe autovehicule sau pe terenuri agricole. Ținând cont de bonificațiile aplicate, noi vă recomandăm să vă grăbiți către ghișeele Direcției de Taxe și Impozite, poate mai salvați un sfanț.